Nu părăsim sectorul agroturistic pentru că dorim să vă invităm într-o altă parte a țării, în județul Arad. Noi am găsit gaz de bune la Taverna Pecicană, într-o localitate ușor de ghicit, după numele amintit, Pecica. În primul rând aș spune că județul Arad este un județ binecuvântat de Dumnezeu. Noi aici avem uh, un rele foarte bun, oameni harnici și sigur că atunci când ești harnic și știi să muncești așa cum trebuie pământul, ai și rezultate pe măsură și sigur că toate aceste rezultate din agricultură în special sunt valorificate la un moment dat în produsele tradiționale din această zonă. Noi ne mândrim aici, dacă vorbim de pecica, ne mândrim cu pâinea de pecica, o pâine coaptă pe vatră de 4 kg, o pâine tradițională pe care bunicii și străbunicii noștri o puneau pe masă atunci când veneau de la munca câmpului. Avem în zonă alte produse tradiționale, cum ar fi salamul de nădlac, un salam care se păstrează pe toată perioada anului, un salam făcut pe anumite rețete tradiționale de zeci și sute de ani. Ne-am născut cu aceste obiceiuri și le ducem mai departe. Iar sigur că și noi din generația noastră încercăm să promovăm aceste lucruri cu care am crescut în familiile noastre, cu care ne-am obișnuit, să le promovăm mai departe și pentru generația tânără, pentru copiii noștri, dar și pentru toți cei care vin în această zonă și care vor să vadă cu ce ne hrănim noi, cu ce ne lăudăm noi, pentru că. Sigur, există și această mândrie locală de a-ți promova produsele și de a arăta celor care trec prin această zonă ce avem noi mai bun și cu ce ne hrănim. Pentru că, vedeți, trăim într-un moment în care din ce în ce mai puțin găsim pe piață produse tradiționale, din ce în ce mai puțin găsim în piață produse bio. Ori noi încercăm să promovăm aceste lucru și îl promovăm cu succes, iar cei care trec pe aici se bucură de ceea ce noi avem și de ceea ce noi punem pe masă. Cu turismul în zona aceasta cum stăm, se știe că în weekenduri cel puțin în weekenduri, arădenii timișorenii se duc în Ungaria, în țara vecină. Suntem aproape de, de Ungaria. De ce n ar veni și ungurii aici în zona, avem produse tradiționale bune, avem pensiuni, hoteluri frumoase, avem condițiile care, care sunt acolo, de ce nu vin arădenii aici la Pecica? Aici trebuie să spunem telespectatorilor dumneavoastră faptul că și Aradul și toată această zonă de vest și zona de est din Ungaria este așezată pe uh, un zăcământ foarte important, apa termală. Din păcate, trebuie să recunoaștem acest lucru, uh, ungurii ne-au luat-o în față, au investit pe bani europeni și și-au creat câteva zone în care te poți duce să te relaxezi, să faci o baie, să te duci la un spa, să ți încarci bateriile. Și de aceea foarte mulți români pleacă la sfârșit de săptămână în Ungaria. Dar vreau să vă spun că și din Ungaria vin spre noi din ce în ce mai mulți turiști. Avem multe evenimente comune, există foarte multe parteneriate între primării din România și primării din Ungaria, chiar uh, au accesat uh, proiecte comune și localitatea care este într-un asemenea proiect cu încă două localități din uh, Ungaria. Avem la sfârșit de an și deja e o regulă de câțiva ani încoace în care avem uh, uh, sacrificatul porcilor și preparat carnei de, de porc. Avem acea pomana porcului tradițională și să știți că la aceste evenimente participă foarte mulți unguri, cetățeni din Ungaria, să fiu mai explicit. Avem de asemenea Podgoria Radului, unde în fiecare toamnă avem festivalul vinului. De asemenea, vin grupuri de turiști din Ungaria care participă la aceste evenimente cu degustări de vinuri din zonă. Deci, până la urmă, încet, încet, turiștii care pleacă spre bazinele cu apă termală în Ungaria, îi recuperăm pe partea cealaltă cu toate activitățile culturale pe care le avem aici, în această zonă. Aici unde suntem acum la Taverna Pecicană există hotel, un hotel primitor, există o bucătărie, după cum mi-a spus mai devreme, ungurească, specific unguresc. Ce le mai puteți oferi, ce mai pot face turiștii? În primul rând se mănâncă foarte bine, se mănâncă ca la mama acasă, cum, cum s-ar spune, avem și rețete tradiționale din Ungaria, dar avem rețete tradiționale din această zonă, pentru că aici, pe parcursul anilor, s-au împletit mai multe obiceiuri și mai multe tradiții. Aici locuiesc slovaci, locuiesc sârbi, locuiesc unguri, avem comunități de bulgari. Am avut și, din păcate, din ce în ce mai puțini sunt cei din comunitatea germană și bineînțeles români și de la fiecare comunitate practic am preluat câte ceva, am preluat partea bună a lucrurilor și cei care trec pe aici pot vedea o gamă de produse culinare cum nu găsești oriunde. Sigur că dacă este să îmbini Produsele culinare și cu alte activități. Aici avem mănăstirea Bodrog, mănăstirea Hodoș-Bodrog, să spun denumirea completă, unde oamenii vin pentru rugăciune. E o mănăstire veche, cu foarte multe legende lansate în jurul acestei mănăstiri. Avem rezervația Lunca Mureșului, cu o faună și o floră ieșită din comun, avem Mănăstirea Bezdin, o mănăstire construită în perioada în care în această zonă locuiau sârbii și sunt foarte multe lucruri de văzut în acest județ. Mănăstirea Radna, de exemplu, de la Lipova, avem cetatea de la Șoimuș, cetatea de la Șiria. Sunt lucruri și obiective care pot fi vizitate de către cei care vin în această zonă și din ceea ce am constatat și din ceea ce am văzut în ultima perioadă, practic numărul celor care vin să viziteze împrejurimile Aradului și Aradul e în creștere. Mai avem un obiectiv pe care încă nu l-am valorificat ca și comunitatea Aradului, să spun așa, este cetatea Aradului. Este ultima cetate construită în formă de stea din perioada Mariei Terezia și aici, când va fi pusă în circuitul turistic această cetate, sunt convins că efectiv va dinamiza toată activitatea turistică din zonă. Dumneavoastră sunteți de aici din Peșca, un om al locului. Se mai păstrează tradițiile și tinerii mai știu obiceiurile? Noi încercăm să facem eforturi să le arătăm ceea ce a fost, ceea ce a fost bun în primul rând și să preia și ei să ducă mai departe aceste obiceiuri. Din păcate sunt și elemente care să pierd pe parcurs și sunt și lucruri care, eu știu, nu sunt valorificate la maxim, dar eu cred că încet, încet, cu perseverență putem să, putem să aducem în conștiința tinerii generații obiceiurile bune legate de tot ceea ce înseamnă tradiție, tot ceea ce înseamnă folclor, dacă vreți, tot ceea ce înseamnă bun, din toate punctele de vedere. În mediul rural, agricultura și turismul pot aduce bani comunităților de acolo. Ce ne lipsese? Ce ar trebui să facă statul? Ce ar trebui să facă legislativul nostru să dezvoltăm aceste, aceste zone rurale prin să dezvoltăm partea de turism în, în zonele rurale? Faptul că am început să avem. Cât mai mulți fermieri care uh, încearcă să uh, promoveze produsele tradiționale. Și aici, în zonă, avem mai multe produse tradiționale care au fost atestate la OSIM. Eu cred că este un bun prilej de a încerca să promoveze și de a atrage oameni și spre această zonă. Sigur, dacă ne referim la zona legislativă mai sunt lucruri care pot fi puse la punct. Important este să găsim, în urma discuțiilor pe care le avem cu acești fermieri, să găsim care sunt toate neajunsurile lor. Am avut deja câteva întâlniri și am idee de câteva lucruri care trebuie să Completate din punct de vedere legislativ, dar aici mai, mai e nevoie de puțină dezbatere pentru că nici în rândul fermierilor și în rândul producătorilor de produse tradiționale nu există. Um, o unitate, dacă vreți, nu există um, un consens general. Dar eu cred că încet încet, lucrurile pot fi împinse într-o direcție bună și parcursul ultimelor ani ne-a arătat că lucrurile s-au mișcat totuși într-o direcție bună.